Filimon, bine ai venit în gală! Dar surprizele se țin lanț, stați puțin așa! Cine sunteți? Iubitul Ioanei. Iubitul Ioanei și? Viitorul soț. Asta nu știam nici eu, Ilinca. Cum te numești? Wasim. Wasim. Da. Și când vine cererea? Acum știi cum e, dacă ai apărut la televizor și ai zis, asumă-ți-o până la capăt. Păi mi-o asum, o să vină la voi, cândva o să vină la voi. Da! Hai, da. Nu știu. Dați numărul de telefon, o organizăm împreună. Da, stai seama, da, tuturor colegilor. Ce vrei numărul Ilincăi? Nu al meu personal, Ioana, colegii din regie. Ok, vezi că sunt gelos să știi asta. Nu pe mine. Da. Așa mă place la nebunie să organizezi corazonele. Organizăm noi. Cum e Ioana? Ca iubită. Vai, că de câte ori am explicat deja pe TV cum e Ioana ca iubită. Da, mie nu mi-ai explicat, deci trebuie să-mi explici și mie. N-am ce să explic, că pentru mine e totul, e tot ce-mi trebuie. Ce frumos! Da. De cât timp sunteți împreună? Imediat facem un an. Un an? Da. Da, e adevărat că e cam cicălitoare, te bate la cap? Există o femeie care nu bate la cap? Vrea. Adevărat, acum vreți să vă mint? Tu nu bați la cap. Bat și eu și la cap și bat calul să priceapă, da. Acum toate concurentele poate să zică la fel. Că și ele își bat la cap, nu? Bineînțeles, hai să fim asumați. Pe cine poate, pe cine vrea. Da. Exact. Ioana pe mine. Nu. Dar pretenții are? Uite, vreau aia, vreau să mă cumpere aia, vreau să mă ajut cu aia, vreau. A, e clar. Întreabă pe ea. De ce te întreb pe tine? Păi că eu dacă zic da, nu e bine, dacă zic nu, nu e bine. Deci, bine. Ioana, ce ai făcut? Nu e adevărat. Are niște pretenții, are, dar să zicem... Le merită? Le merită, bineînțeles. Asta e. Dar ce pretenții? Stai să nu se înțeleagă, nu pretenții financiare. Într-adevăr, e timpul lui, adică e cumva să fiu eu și... Următoarele persoane, locul 100, știi? Într-adevăr, adică eu vreau să știu că sunt cea mai cea în viața lui. Și cumva mai exagerez. Da. În felul ei exagerez. Da. Vă mulțumesc tare mult pe tine, să știi că te așteaptă colegii din regie să punem la punct cererea. Bravo, Ioana, mulțumesc, dragilor! Super! Vino aici lângă mine, Ioana. Hai să văd dacă pot să trag această... Da, sigur că poți. Cum să nu poți? Așa, bine, mai durează cât 5 vine, minute. Te-ai vedea așa mireasă? Probabil că nu cu această trenă, dar sincer, rochia a vrut el mai mult să am asemenea rochie. Eu aș fi vrut dacă era chiar să port și un hijab, cum se poartă la ei, doar că el nu e chiar așa blocat pe tradiții, dar și-aș fi vrut, sincer, cu mânecă lungă, fără pieptul dezgolit. Da, aș fi vrut o rochie mai acoperită, dar el mi-a spus să vină așa totuși mai... Ești foarte frumoasă și foarte sexy, Ioana, toate sunteți, ce să mai... Chiar dacă ți s-a rupt breteaua, văd că s-a întâmplat un accident, dar nu e problema. Bine că nu. Acum te văd cu zâmbetul pe buze și te văd extrem de vocală, însă ai hotărât să nu mai fii vocală în cadrul competiției noastre. În ultimul timp chiar vreau să mă mai rețin, că văd că... Fixați, da. Văd că eu sunt criticată că vorbesc cel mai mult și văd și la testimoniale și am avut și discuții aici și am înțeles, tocmai că vorbesc mult, am înțeles greșit ce a vrut să spună ieri. Ce-a vrut să spună ieri Ornela și vezi, tocmai pentru asta că mă agit și că vorbesc prea mult și nu mai sunt atentă la ce se vorbește. Și uite, se creează confuzie și după aceea, adică chiar am și spus că, uite, îmi pare rău că eu am înțeles altceva și m-am agitat și m-am enervat pe moment și nu era cazul. Cumva... Am văzut că nu a fost apreciată, nu știu, părerea, dar nu neapărat părerea mea, pentru că fiecare avem o părere. Doar că probabil eu am evidențiat-o prea mult și prin stilul meu, și că gesticulez, și că vorbesc mai tare. Și cumva lumea a luat-o în lume de rău. Că de obicei când ai o părere, deja nu mai ești ok. Mai bine taci, ești la locul tău și asta am văzut că prinde mai mult la public și sincer așa, parcă mi-a venit să mă mai potolesc că... Da, dar tu vorbești acum de telespectatori sau de concurente? Da, nu de concurente, nu, de mine față de feedback. Tu te referi și la ceea ce poate s-a întâmplat ieri, nu știu, vis-a-vis de povestea Oricum, Ornielei? Oricum, eu mi-am cerut scuze față de Ornela, pentru că mie mi s-a rupt filmul după faza cu curățat de ceacre. Da. Și n-am mai băgat de seamă ceea ce a spus ea.
Și într-adevăr am văzut că nu a fost rău intenționată, nu asta a vrut să spună, a vrut să spună un adevăr, faptul că vorbesc mult, ceea ce... Asta dar sunt! Repet, n-am zis un nume de rău, că asta mi se pare acum la ce spune Ioana, mie nu mi se pare rău să spui dacă ai ceva de ei sau dacă așa e stilul tău, că tu nu te prefaci, tu efectiv vorbești. Nu, exact, eu acum, adică, acum mă prefac. Dacă taci mai mult sau și dacă vorbești, nu mi se pare că e ceva rău să fie așa sau să fie așa, trebuie într-adevăr să fii tu și unor din cauza cumva emoțiilor sau așa, nu suntem fix cum în momentul respectiv cum suntem în mod normal, dar ușor, ușor... ne dăm drumul, cum s-ar spune. Da. Așa că tu, dacă ești pe stilul ăsta, mie nu mi se pare greșit că vorbești. Adică nu e... Da, eu cumva am luat-o altfel, nu sfat de la staturile colegelor. Am zis că dacă până acum am fost cum sunt eu, hai să mă mai prefac și eu puțin. Aoleu. Ca să mă... Așa. Aoleu. Cam să ca cine fiu. Să mă mai prefac și a, eu să mă... puțin. Nu era cu bătaie lungă. Nu, nu, era fix la... efectiv la mine. Vezi că e scurtă bătaia. A, e lungă cu... cu trena asta, crede-mă că fac o veșnicie până la tine. Ținuta, momentul. Otniela. Ținuta. Mă uitam când a intrat Ioana cu momentul. Când eram mică, visam la o roche de genul ăsta, cu mulți clipici, cu multe chestii cumva adăugate și așa, un moment de prințesă, clipicioasă și... Acum, rochia nu-i vine rău, că ea arată bine, doar că nu, e mult pentru mine, e mult tot ce se întâmplă în rochie. Nu aș alege rochia asta, știu că nu e vorba despre ce aș purta eu. Da, e vorba despre părerea ta, deci. Bine, nu e vorba în toată chestia asta despre stilul pe care l-aș avea eu, trebuie să fie o compoziție. Nu mi se pare că e o compoziție, cumva e o rochie apusă, nu e ceva făcut, uite, nu știu cum a venit Mădălina. Păi nu e, știu. E... clasică, e logic, oarecum, da. Rochia... Să vedem ce spun jurații. Ioana Filimon în fața lor. Bună seara. Bună seara, Ioana. Dragă, să știi că mi-a plăcut foarte mult ce ai făcut în seara. Oricum, toate ați avut momente foarte bune în seara asta. Și mi-a plăcut mult de tot că ați venit cu iubiții, cu voștri reali. Practic îmi place. Rochia îți vine bine, valul este frumos. Știu, trebuie o reinterpretare, dar tu nu ești genul care într-o zi ca asta să reinterpretezi. Nu. Din contră, mă, o să fie o mireasă frumoasă, 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 ca la carte, nu-i așa? Mulțumesc! Dragă, mi-a plăcut foarte mult această interculturalitate, mi s-a părut un moment foarte reușit. Dar uite, vezi, nu vreau să par eu că unul cel rău, pentru că asta îi spuneam și lui Sensi, care a deschis această seară de gală. Asta o să-ți spun și ție acum și asta am spus-o fiecăreia în parte. Eu m-aș fi așteptat la ceva mai mult. Nu spun că-ți vine rău rochia, dar nici nu Sensi nu-i vine rău rochia, îi vine divin rochia. Doar că nu am acel element, acel artificiu care să mă trimită, nu știu, la o seară de gală, bravo, ai stil. E o rețetă clasică, n-ai cum să o discuți și să spui că nu ești frumoasă, îți vine foarte bine. Dacă ar fi să-l întrebăm pe iubitul tău, viitorul tău soț, dacă e fericit, el o să spună sigur că da, iată l-ai făcut, ai un om ultra fericit. Dacă vorbim despre galele, bravo, ai stil, ce pot să spun? Am apreciat purpuriul cultural și eu, dar vorbind și punctând ce ai făcut-o astăzi, îmi pare pur și simplu că nu te-ai străduit. Chiar dacă tu spui că este reinterpretată ținuta. Nu mai aduceți ceea ce visul vostru, cum vreți voi să fiți la nunta voastră. Aduceți, gândiți-vă ce vrem noi să vedem la voi, eu Ioana. Acum am vrut să fiu egoistă, sincer, și m-am gândit la mine și la momentul meu și eu am zis că dacă cumva n-o să mai am ocazia să fiu alături de el în rochie de mireasă, măcar să am o poză frumoasă lângă el. Bravo! Bă, frumos, bravo, ai zis-o, ți-ai asumat-o. Da, eu mi-asum, adică eu mi-asum și notele cu orice ținută vin în fața dumneavoastră, chiar dacă este mai puțin dumneavoastră. Fața voastră, chiar dacă este mai puțin plăcută sau apreciată, eu... Cu asta am venit, asta mi-a plăcut. Bravo, și dragă. Mi-asum. Adică... Și eu sunt sigur pentru că am văzut ce vibe ai tu. Tu ești foarte sinceră și ți-asumi absolut toate lucrurile. Da. Bun. Bravo, să vedem, dragă, notele. Ai văzut? S-a văzut ce am scris? Acum o să par eu gioarsa căpcăunilor. O să par eu, dar fetiță. Dar nu-i prea târziu, dragă, să te mai giorsești un pic la note. Mulțumesc frumos. Băi, Filimon,
Ești minunată, ești foarte sinceră, ești super reală. Îmi place tot ce faci, țin-o tot așa, că ești bună rău în show-ul ăsta și nu numai. Mulțumesc frumos. Ești un om mișto, mișto, mișto. Suntem de acord cu toții. Da, de frumoasă e frumoasă, de reală e reală, dar eu vreau și puțin styling aici ca să nu ne găvâzdim. Așa este, sunt de acord cu ei. Oricum, felicitări. Dar eu am vrut să fiu frumoasă lângă iubitul meu, așa că îmi asum notele. Sunt de acord cu tine, bravo. Și pentru cei de acasă și te invit să vorbești cu ei. Dragii mei, sincer, eu mă bucur că am fost aici alături de iubitul meu și de prietenii noștri, care le mulțumesc. Dacă și vouă v-a plăcut momentul pe care vi l-am prezentat, vă rog frumos să mă votați la 1206 cu indicativ 2. Mulțumesc, Ioana! Mulțumesc și eu! Eu o susțin pe Ioana nu numai în competiție, o susțin în orice face, o susțin până la cer și înapoi.